Ai cumpărat o plantă și are păduc lânoș, rămâi până la capăt și îți arăt cum poți să o tratezi și cum să scapi de păduc lânoș. Am cumpărat astăzi cele două plante care, din păcate, una dintre ele pe care am vrut să o folosesc și să o pun în terariu are păduc lânoș, așa că am schimbat un pic tema episodului de astăzi și am trecut la cum să tratăm păduchii lânoși. Vă salut! Am fost astăzi să mai iau ceva plante pentru terariu. Și anume ficus pumila, pe care o să vi-l și arăt aici. Ăsta crește foarte fain ca și iedera. Și are niște frunze destul de tari, se cațără pe orice, e o plantă foarte faină și vreau să tai câțiva butași pe care să-i prind de fibra de cocos în terariu ca să umple tot spatele ăla și să nu mai fie fibra de cocos, să fie doar verde și numai plante. Și am mai găsit și singoniumul ăsta foarte frumos pe care n-am putut să mă abțin să nu-l cumpăr. Ăsta e un Syngonium mottled, dacă pronunț bine, așa se numește. Și sper să se vadă, are un pattern așa pe el, foarte fine. Arată chiar foarte bine. Deci aici sunt două plante în ghiveciul ăsta, a costat 10 euro. Da, o meritat pentru că arată foarte frumos. Pentru prinderea ficusului am pregătit aici niște sârmă pe care în prealabil am tăiat-o ca să nu mai stau să filmez chestia asta și am tăiat-o așa în niște așa arată, în formă de U, pe care le voi prinde așa, pe peretele ăsta din spate și voi tăia butașii așa de 4, 5, 6 frunze și o să-i prind pe fiecare așa ca să se poată extinde. Am mai luat și o tilanția, plantă de aer, o să vă arăt imediat pentru că e foarte frumoasă și aia care atârnă de sus în jos. Și pentru ăsta, pentru că o să rămână în același ghiveci, majoritatea, adică planta cu rădăcină va rămâne în ghiveci, eu voi tăia doar părțile exterioare, vârfurile și așa mai departe. Am aici un moss pole pe care o să-l pun aici ca să îl las să se cațere pe el. Și văd că mi s-a deschis aici, nu căutam plante. Și o să încep prin a tăia un pic vârfurile astea uscate, ca să le pun deoparte, nu sunt foarte multe și de aceea ăsta așa e un pic uscat, dar are frunze bune pe el și o să-l folosesc așa. În mod normal, dacă păstrăm umiditatea, el ar trebui să se prindă pentru că pe partea inferioară face niște mustăți care se prind de pereți, de garduri, de orice. Și de aia zic că în mod normal ar trebui să se prindă. Încă o chestie pe care n-am specificat-o, am cumpărat un bidon de apă distilată și am curățat încă o dată tot terariul, pentru că stropeam în fiecare zi și se depunea toată apa pe sticlă și se usca așa cu stropi. Așa că l-am curățat tot și am cumpărat apă distilată. Acum o să tai și lăstari mai lungi un pic și după aia o să-i curăț pe fiecare și o să-i fac mai mici. Și o să-i pun prin decor. Și încă deocamdată mă mai gândesc dacă o să folosesc moss pole-ul sau pur și simplu o să-l las așa ca și plantă curgătoare. Acolo pe fibra aia de cocos va trebui să-l stropesc în continuu. Și cam așa arată planta, tunsă, frumoasă. O să mai tai un pic și din vârfurile astea,
ca să fie cât mai compactă și să pornească în vegetație frumos. Cam așa. Nu e bine. Schimbare de plan. O să pun planta la propagat separat și nu o să o mai pun acum în terariu, pentru că sper să pot să focalizez aici. Vedeți acolo? Păduchele lânos. Exact acolo. Da, din păcate are păduc lânos. Dar nu-i problemă, că avem cu ce să stropim. O să o stropesc cu Movento. Și ne continuăm treaba după ce o să-și facă tratamentul treaba. Asta este, nu am ce să fac. Deci să nu înțelegeți greșit, eu în magazin am verificat planta, m-am uitat pe toate părțile și acum când filmam am văzut doi păduchi. Și chiar dacă sunt numai doi, sigur sunt mai mulți și nu are rost să continui așa cu planta, pentru că de la doi păduchi pe care o să-i bag în terariu o să se umple tot terariul și atunci o să fie mult, mult mai rău și mai greu de tratat. Da, și văd aici pe partea asta încă doi la închetura frunzei, nu știu dacă focalizează. Întotdeauna când cumpărăm plante trebuie să ne uităm la ele foarte, foarte bine, pentru că așa, la prima vedere, planta nu are nimic. E o plantă superbă, dar dacă ne uităm de două ori, vedem că de fapt nu e așa. Deci ăsta ar fi ficusul nostru Pumila. Și acum vă arăt cum să îl tratați sau cum îl tratez eu de păduc lânoș, pentru că video-ul ăsta s-a transformat fără să vreau într-un alt video și nu mai pot să fac ce mi-am propus. Hai să vă arăt. Deci începem așa. Se ia o caserolă obligatoriu transparentă, dacă se poate și cu ceva ventilație, are câteva găuri pe margini. Asta e o caserolă pentru ținut insectele în ea. Deci puteți folosi orice caserolă în care am pus ceva leca, ceva pietriș, ceva perlit, tot ce am mai avut prin casă. Și acum o să iau ăsta frumos de aici și o să-l pun deoparte și încerc să mai modific un pic și unghiul ăsta de la cameră, sper să se vadă. O să așez astea așa cu partea asta în jos, înspre leca. Deocamdată n-am spălat nimic, n-am udat nimic, pentru că o să vin cu tratamentul aici. Și probabil ceva apă va trebui să pun chiar acum, ca să fie, să nu ud după ulterior frunzele. Bun, am revenit. Am pus un pic de apă, nu foarte multă, cât să se umezească. Leca asta oricum o să mai tragă apă. Și punem astea așa, cuttingurile astea, frumos peste. Pentru că leca acționează ca un burete sau ca un mușchi sau ca un mediu care ține apa, dar totodată plantele nu vor sta direct în apă și atunci după ce le punem capacul, umiditatea va fi foarte mare și o să iasă, o să pornească de fapt toate rădăcinile. Și de chestia asta ziceam că vreau să îmi desfințez de aici un acvariu, pentru că acum ce-i fain, luam asta, o puneam frumos acolo în loc la un acvariu și aveau lumină, nu mai trebuia să o pun pe pervaz. Deci era o chestie faină, dar nu e problemă că ne descurcăm și așa. Și vreau să le pun să-mi încapă toate aici dintr-o bucată, pentru că după voi trata și planta mamă. Deci eu pun aici tot ce am. Și cam așa. Hai să vă arăt. Asta e caserola pe care am făcut-o. Substrat puțin umed și toate plantele pe deasupra. Vedeți că arată chiar exact ca și iedera.
frunzele sunt așa destul de grosuțe, sunt exact ca o iederă în miniatură. No, bun, și acum vă arăt cum fac și tratamentul. Deci aici am sticla asta de insecticid și ce avem înăuntru îl țăpăm, cum zicem noi ardelenii, pentru că nu ne mai folosește. Și nu o să-l arunc de tot, o să-l pun la Monstera, pentru că am o Monstera care am stropit-o odată de trips și a doua oră de fapt și am văzut încă câteva larve, așa că asta o să-i o torn la rădăcină. Fiind sistemic, o să fie foarte bun. Cam atâta soluție o să fac, pentru că pentru plantele ce le-ați văzut acolo în caserolă, nici măcar un sfert din soluția asta nu o să-mi trebuiască, așa că o să fac foarte, foarte puțin. Și acum scoatem de aici trusa cu chestiile noastre, adică cu soluții de stropit, căutăm printre ele și undeva pe aici găsim Movento. O să-l tai un pic mai tare ca să nu mă chinui să strâng de el, pentru că am tăiat foarte puțin, că am folosit doar așa câte o picătură din el. Dar acum pot să tai mai mult și o să-l folosesc în continuare când am nevoie. Bun, am tăiat capacul. Scoatem asta și în soluția asta de aici nu știu cât să zic, o să pun 1, 2, 3, 4 picături. Hai să punem 5 să fie mai concentrat, că n-are ce să se întâmple. Bun, ăsta îl lăsăm deoparte deocamdată. Pun înapoi chestia asta și agit. Și asta e soluția noastră împotriva păduchilor lânoși. Și aici am pregătit plantele în cabina de duș. Să mă scuzați dacă s-aud greierii pe fundal, că am cumpărat o cutie de greieri și cântă de două zile aici și nu știu ce să mă mai fac cu ei. Asta e altă poveste. Hai să vedem, să vă arăt cum stropesc. În primul rând, foarte puțin. Câteva pufuri. Deja eu am exagerat aici, dar... De obicei, când stropiți, trebuie să stropiți ca picăturile să fie cât mai mici, pentru că așa își face efectul cât mai bine. Acoperă suprafață foliară mai mare, nu formează picături mari și dacă stropiți cumva plante care sunt afară, nu le arde soarele, pentru că dacă apa stă pe frunze foarte mult și picăturile sunt foarte mari, știți bine că face efect de lupă și poate să vă ardă plantele. Și cam asta a fost toată stropeala noastră. Deci, fiind sistemic, ăsta se absorbe, o să-i pun acum capacul și îl las în pace. Și pe planta mamă probabil o să se vadă mai bine care-i treaba cu stropeala. Deci, una, două, pot să las și așa, dar mai dau un al treilea puf ca să acopere bine. Și după cum se vede, nu curge apă, nu picură, nu are foarte mult. Deci, asta se absorbe perfect în plantă. Și mi-am luat așa să am întotdeauna o pungă cu câteva pliculețe. Am aici nisorun, mospilan, am niște tepechi, am mai multe soluții pe care le pot folosi. Nisorunul ăsta e foarte bun pentru paianjen roșu comun sau spider mites. Mospilanul la fel pentru trips și tot felul. Tepechi special pentru afide, foarte bun la plante de exterior. Deci, cam asta e ce am eu. Și Movento pe care l-am folosit acum pentru păduchii lânoși. Și cam asta avem. Planta mamă și dincolo cutia cu butașii de plantă pe care le-am tratat și așteptăm să-și facă tratamentul efectul. După care, după cum am spus, o să mai repet la o săptămână. Aici se și vede un păduche lânos. Că dacă nu vă uitați bine în magazin sau nu aveți niște ochi foarte buni, nu îi vedeți atât de ușor și îi aduceți acasă, chiar dacă sunt 1-2 și ăia o să facă ouă, o să se înmulțească și e păcat de celelalte plante. Și acum dacă tot am ajuns aici, am găsit păduchii lânoși, vreau să vă mai arăt ceva. Calatea asta, White Fusion, pe care o știți din videourile mele de mai de mult. Asta am cumpărat-o anul trecut și de anul trecut duc lupte cu păduchii ăștia lânoși pe ea, dar totuși nu m-am lăsat.
și mai apar din când în când, mai are câte o perioadă când se mai găsește să mai apară câte un păduche, dar per total am scăpat de ei cu Movento și am mai tratat și local pe care i-am văzut cu alcool sanitar, dar dacă aveți Movento, ăla e foarte bun pentru că stropiți o dată de două ori, puneți eventual și în sol și fiind sistemic îl absorbe foarte bine planta și în scurt timp, în ceva luni, un an, mai verificați planta, vă mai uitați, mai vedeți un păduche, mai stropiți o dată și în mod normal eu cam cu toate tratamentele pe care le fac plantelor, le strupesc o dată, aștept 5-7 zile, după care, chiar dacă nu mai văd niciun dăunător, mai strupesc încă o dată, pentru că asta se face nu neapărat doar la produsele sistemice, ci și la locale, pentru că multe dintre ele nu afectează ouăle. Și produsele sistemice intră în plantă, adulții sau larvele mănâncă din plantă și mor, dar ouăle nu sunt afectate. Ouăle vor ecloza peste o săptămână, să zicem, și larvele din ouă vor începe iar să mănânce din plantă. Și atunci mai strupim încă o dată și mai refacem o dată imunitatea plantei, ca să zic așa, larvele mănâncă, îs imature să se mai înmulțească, să mai depună ouă și așa mai departe și așa scăpăm de ele, de trips, de orice, cu două stropiri minim, pentru că asta e viața. Nu scăpăm doar cu o singură stropire, din păcate. Și după cum se vede, calatea asta are niște frunze albe în totalitate. Arată chiar foarte bine, dar are și frunze verzi care își fac treaba cu fotosinteza. Pentru că, după cum poate știți, plantele astea variegate, când încep să facă frunze albe, dacă fac doar frunze albe, planta aia nu va mai supraviețui pentru mult timp, pentru că nu mai face fotosinteză. Dar, da, probabil o să schimb și ghiveciul cu unul mai mic. Pentru că așa planta arată destul de bușii și de mare, dar dacă ne uităm aici, sub, ea doar pe o jumătate de ghiveci stă. Și atunci va trebui să-i schimb și ghiveciul ăsta, probabil cu unul mai mic. Și aici într-o mască. Și calatea asta preferă să aibă pământul aproape tot timpul umed. Deci aici, în masca asta, pământul acum e umed și nu-l las să se usuce de tot. Mai ud din nou, pentru că, după cum vedeți aici, ups, că am luat patentul, după cum se vede aici, astea sunt niște frunze care nu prea mai are planta ce să facă cu ele. Și atunci le dăm jos. Și cam asta e calatea. E o plantă nerecomandată începătorilor și foarte ciudată, care câteodată se uscă din bun senin, câteodată îi merge bine, mai are și asta 2-3 frunze uscate, vârfuri uscate. Acum, vârfurile uscate pot fi și din cauza lipsei de umiditate, dar eu am lăsat-o în baie tot timpul, cred că am mai spus, când facem duș se fac aburi, e numai bine pentru plante. Cred că pot să zic că e free, nu mai are niciun dăunător pe ea, dar n-aș băga mâna în foc pentru că mai are ceva urme, dar îs morți păduchii, deci mai are câteva punctulețe albe care dacă le dau cu mâna cad de pe frunze, aia înseamnă că totul e ok, pentru că dacă avem o infestație mare de păduchi lânoși, mai ales când stropim, ei o să mănânce de acolo, o să moară și o să rămână prinși în pânza aia lor albă care se vede pe frunze ca o lână și atunci o să zicem că ăia tot sunt dăunători acolo, dar de fapt ei sunt morți și s-au uscat acolo și rămân așa. Bun, asta a fost așa o paranteză cu păduchii lânoși. Mare grijă să aveți cu plantele, să nu
să nu le cumpărați, sau chiar dacă le cumpărați, să știți cum să le tratați, pentru că se extind și la celelalte și e mare păcat. E păcat pentru că se scapă foarte greu de ei. Nu uita, dacă ți-a plăcut episodul, să dai un like și un subscribe și un comentariu, bineînțeles, pentru că mă ajută foarte mult să cresc canalul ăsta și să ajungă la toată lumea informația mai departe. Mulțumesc încă o dată că m-ați urmărit și vă salut!